Și facem un minunat descântec pentru voi toți, dragii mei, da? Un descântec pentru îndepărtarea răului, un descântec care are la bază mai multe lucruri, da? Și, bineînțeles, dragii mei, vom începe cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, cu puterea creației, cu puterea luminii. Așa cum ard lumânările în biserică, așa cum arde tămâia, să ardă tot răul de pe voi, de pe destinul vostru, de pe viața voastră, de pe inimile voastre, de pe dragostea voastră. Cu mână curată de la Dumnezeu lăsată să vă curățați de rău, de farmece, de blesteme, de ghinioane, de neonorociri, de boși știute, neștiute, să se îndepărteze de voi rău, să se îndepărteze de voi dușmani știuți și neștiuți. Pentru toți abonații mei de pe YouTube, de pe TikTok, de peste tot unde eu vă am, să plece relele, să plece farmecele, să plece ghinioanele, să plece nenorocile de pe inima voastră, de pe sufletul vostru, de pe viața voastră. Eu vă descând de farmece să vă lepădați, să fiți frumoși ca untul, să fiți crescuți ca pâinea în încăpere, ca vinul în ulcere, ca apa strecurată, ca izvorul cel curat. Așa să fie viața voastră, nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața. Așa cum ard lumânările în biserică, așa cum se topește tămâia, așa cum se stinge focul, să se stingă de pe voi relele, farmecele, ghinioanele, nenorocirile care le-au dat asupra voastră dușmanii voștri știuți și neștiuți. Eu vă descând de farmece. Du-te răule din calea lor, din soarta lor, pleacă în pustietate, unde popă nu cântă, unde cocoș, unde popă nu cântă, unde cocoș nu cântă, unde copil nu se scaldă, să plece rău, să plece farmecele, să plece ghinioanele, de pe voi, de pe inima voastră, de pe destinul vostru, de pe dragostea voastră, de pe cununiile voastre, să rămâneți curați și luminați ca argintul strecurat, ca aurul de curat, nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața. Unde puneți voi cu graiul să pună Dumnezeu cu harul, să rămâneți luminați și curați, să sporească banii voștri, să sporească sporul vostru, să sporească afacerea voastră. Eu vă descând de farmece, de ochi, de argintul viu, de rele, și acest descântec să se prindă de voi, da? Să plece rău, să plece farmecele, să plece ghinioanele, de pe viața voastră, de pe destinul vostru, pe unde mergeți, pe unde călcați, norocul, fericirea să vină asupra voastră, nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața, să rămâneți curați și luminați voi, familiile voastre, copiii voștri, generația voastră, să vă purificați de rău, de boli, de ghinioane, să vină Maica Domnului cu harul, să vină Sfântul Iisus Hristos, să vină toți sfinții din cer și de pe pământ să vă dezlege de boli, de necazuri, de nenorociri, de sănătatea voastră să se limpezească sănătatea, cum curge apa la vale, să curgă bolile de pe voi, să curgă ghinioanele de pe voi, să curgă relele, să curgă cumpenele. Așa cum apa spală pietrele, așa să vă spălați voi în acest moment de rău, de farmece, de ghinioane, de nenorociri, de lucruri necurate care sunt căzute asupra destinului vostru, asupra vieții voastre, asupra casei voastre. Să vină Domnul Dumnezeu din cerul cu Domnul Iisus Hristos și să spele bolile de pe voi, să se apropie cu mâna lui Domnul Iisus de bolile voastre, să vă vindece de boli, de ghinioane, de nenorociri, acolo unde aveți boli, să vină Domnul Iisus Hristos cu mâna lui Sfântă și să vă vindece, să vă dea vindecare în toate bolile care voi le aveți. Să știți că o să fac listă pentru toți cei care mi-a scris că aveți probleme de sănătate și o trimit la Iași, la Sfânta Paraschiva, da, dragii mei? Mai lăsați scris, da? Să vă curățați, să vă luminați, ca argintul strecurați, ca aurul de curați, de la Maica Domnului lăsați, nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața, da? Eu vă descând cu gura și descând cu mâna, iar Dumnezeu să puie harul și să puie darul asupra voastră, asupra inimilor voastre, asupra destinului vostru. Să vină binecuvântări divine. Să fiți în fața lui Dumnezeu curați și luminați, ca argintul strecurați, ca aurul de curați, da? De la Maica Domnului lăsați.
Eu vă lepăd toate farmecele, toate ghinioanele, toate nenorocile de pe voi, de pe destinul vostru, de pe inima voastră, de pe sănătatea voastră. Să iese din voi argintul viu, să iese din voi spurcăturile, să iese din voi farmecele, să iese din voi relele și patimile cu care v-au legat dușmanii voștri și să se întoarcă înapoi împotriva lor. Cum se topește lumânările, să li se topească lor carnea pe ei, cei care au lucrat, cei care au descântat, cei care descântă de urât, de farmece, de ghinioane, limba să li se topească în gură, da? Cum vine întunericul pe pământ, așa să vină întunericul peste casa lor, peste inima lor, peste viața lor, peste familiile lor, peste ei și peste descântecele lor, să aibă parte de întuneric, să nu mai vadă lumina zilei, să înțepenească cum înțepenește mortul în morminte, așa să înțepenească ei, toți cei care au lucrat, toți cei care lucrează împotriva voastră. Cum se separă apa de țărm și vii de morți, așa să se separe de pe voi lucrurile rele, ghinioanele, farmecele, nenorocirile, bolile, dușmanii știu și neștiu, vii sau morți, să plece de pe voi rău, să plece de pe voi farmecul, să plece de pe voi ghinioanele, să plece de pe voi bolile, să vă scuturați, așa cum se scutură hainele, așa cum se spargă cum se sparg oalele, să se spargă răul din casa voastră, din familia voastră, din destinul vostru, iar voi să rămâneți curați, luminați, ca argintul strecurat, ca aurul de curat. Să vă purificați în acest moment de farmece, de boli, de ghinioane, de nenorociri, de lucruri necurate. Să vină Domnul Iisus din cerul și toți îngerii pământului și toți sfinții luminii și îngerii luminii să vă ajute și să pui mâna lor divină peste bolile voastre, să vă vindecați de toate bolile care le aveți în trupul vostru, să iese din trupul vostru bolile și să iese din trupul vostru argintul viu, să iese din trupul vostru spurcăturile care le-ați mâncat, care le-ați înghițit, din celulele voastre, din capul vostru, din oasele voastre, din dinții voștri, din organele voastre, din celulele voastre, să rămâneți curați și luminați cum este apa de izvor, cum este pâinea în încăpere și vinul strecurat, așa să rămâneți voi de curați, nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru toată viața, așa cum arde tămâia, să ardă răul, așa cum fuge turcul de carne vie și dracul de tămâie, așa să fugă și de la voi și să se sperie farmecele, ghinioanele, nenorocirile, bolile știute, neștiute și toate vrăjitoarele și descântătoarele care au lucrat împotriva voastră cu rău, să plece, să se transforme în cenușă, cum arde foc și rămâne scrum, scrum să se aleagă de ele, de viața lor, de inima lor, de sănătatea lor, să nu mai aibă spor, să nu mai aibă liniște, să nu mai aibă sănătate, să nu mai aibă pace, unde merge, unde calcă ghinioanele să vină peste ele, întunericul să vină peste ele, lumina lor să fie stinsă, să nu mai aibă parte de liniște și de fericire pentru toată viața, pentru eternitate, așa să fie, așa să fie, la orice ușă vor bate, toate ușile să li se închidă în față, ghinioanele și câinii să-i late, pe unde merge câinii să-i latre și să nu aibă parte de liniște, să nu mai aibă parte de prieteni, să nu aibă parte de spor, să nu mai aibă parte de nimica bun acolo unde au descântat cu gura, pe gura lor să cadă răul, să cadă toate descântecele lor și să rămână ele pustiite și casa lor și familia lor și ele. Iar voi să rămâneți curați, luminați ca argintul strecurat, ca aurul de curat de la Maica Domnului, lăsați nu pentru o zi, nu pentru două și pentru toată viața, da? Așa cum sun eu cu zurgălăi, așa să plece relele, farmecele, ghinioanele de pe voi, de pe inima voastră, de pe casa voastră, de pe destinul vostru și să vă lepădați de rău, să vă lepădați de farmece, să vă lepădați de blesteme, să vă lepădați, să rămâneți curați, luminați, să coboare Duhul Sfânt asupra voastră și să vă dă sănătate, liniște, pace și prosperitate în casele voastre, în destinul vostru, în inima voastră. Cum înfloresc florile pe câmp, așa să înflorească în viața voastră fericirea, dragostea și sănătatea, da? Așa cum se sting toate lumânările din biserică, să se stingă ghinioanele de pe voi, să se stingă farmecele, să se stingă relele, să se stingă gurile rele, să se stingă invidia și ochii răi și să se întoarcă înapoi la cine le-a trimis. Așa să fie, Doamne ajută, Doamne ajută! Ajută. Nu pentru o zi, nu pentru două și pentru toată viața. Așa să fie. Amin. Sper să vă fie de leac, dragii mei, să vă purificați cu puterea acestui descântec pentru toți abonații mei, pentru toți clienții mei de pe YouTube, de pe TikTok. Da?
Vă pup și vă îmbrățișez, vă doresc o viață minunată și binecuvântată și fie ca acest descântec să ajungă la inimile voastre. Eu acum închid aici, dar continui să mă rog pentru voi toți să ajungă acest descântec în inima voastră, distribuiți în număr cât mai mare sau uitați-vă cel puțin de 3 ori la acest video și veți simți căldură sau veți simți, cum să vă zic eu, o stare super ok. Dacă ascultați vocea mea și ascultați acest descânt, să vă fie de leac pe unde mergeți și călcați, norocul, fericirea, pacea, sănătatea să fie cu voi. Doamne ajută!